Vă spun bună seara și bun venit și în această ocazie la emisiunea Vieți Schimbate. Aș vrea să vă întreb dacă ați făcut vreodată niște lucruri fără rost pentru că nu găseați altceva mai bun de făcut. Îmi aduc aminte că pe vremea comunismului, povestea profesoara de teoria muzicii din liceu, era Cântarea României și la o repetiție a venit un mare trimis al partidului, care habar n-avea de muzică, și se cânta o simfonie de Beethoven. La un moment dat oprește orchestra. Stop, 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 tovarăși! Ce înseamnă asta? Ăștia se uită zăpăciți la ei, or fi greșit partitura, se întrebau fiecare ce-o fi făcut greșit. Păi cum e posibil așa ceva, tovarăși? De ce nu cântă tovarășul de la timpane cu tovarășul de la trompetă? Și vine dirijorul și explică: maestre, știți cum e? Beethoven n-a scris pentru ei să cânte în continuu. Le-a pus acolo niște pauze și nu contează, nu contează, tovarăși. Ăștia iau aceeași leafă cu ceilalți care cântă la celelalte instrumente. Prin urmare, scrieți-le partitura să cânte toți la fel. De multe ori în viața noastră, pentru că nu avem ceva de făcut relevant sau foarte fructuos, ne apucăm să facem lucruri care înlocuiesc acea eficiență numai să ne aflăm în treabă. Și în Sfânta Scriptură observăm că în momentele în care poporul lui Dumnezeu a luat o razna sau a apostaziat, a început să facă lucrurile de umplutură. Chiar ritualurile ajunseseră să-și piardă toată esența, toată forma lor și să ajungă atât de insuportabile pentru Dumnezeu, încât să spună: mie scârbă de sabatele voastre și de zilele voastre de sărbătoare. De ce? Pentru că le făceau doar să fie făcute, însă lucrurile nu mai aveau greutatea pe care a intenționat Dumnezeu să o aibă. În Sfânta Scriptură, în cartea întâi a lui Samuel, unul dintre judecătorii lui Israel din perioada aceea, după ce au ieșit din Egipt, au ajuns în Canaan, da? După 40 de ani de călătorii prin pustie, a urmat perioada judecătorilor, când nu era împărat în Israel. Și perioada aceasta a judecătorilor era precum electrocardiograma. Știți, când erau sus, venea judecătorul sau reformatorul, făcea o mare redeșteptare, după aceea mergeau jos și se duceau din ce în ce mai jos în apostazie. Și oscilațiile acestea erau foarte, foarte dese, pentru că poporul n-avea cine să-l conducă. Și fiecare judecător venea, făcea câte o reformă, după aceea când trecea judecătorul acela sau omul lui Dumnezeu, poporul iar se ducea după neamuri și după idolatrie și după alte lucruri. În vremea lui Samuel, încă în tinerețea lui, era mare preot Eli. Eli era un om bun, un om foarte de treabă, un om credincios, un om care îl iubea pe Dumnezeu, dar copiii lui nu erau ușă de biserică. Și la un moment dat a îmbătrânit și el, s-a tot săturat să le spună, să termine cu prostiile, cu curviile lor și cu faptul că furau din jertfele de la templu, făceau lucrurile numai să fie făcute, ritualurile, da, de multe ori îi forțau pe cei care veneau acolo să aducă jertfa sau darul de mâncare și spunea: dăm, că dacă nu iau cu deasila. Și lucrurile mergeau foarte, foarte rău acolo. Toate mergeau așa din inerție. Chiar descrie cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel capitolul 3 că tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Cu alte cuvinte, era dulcele somn al rutinei. Cuvântul lui Dumnezeu, e vorba de cuvântul profetic, da? Pentru că acest cuvânt scris nu prea era, poate era Tora scrisă pe atunci, dar nu era în forma în care îl avem acum. Și de aceea
cuvântul profetic nu exista, vedeniile nu prea erau și poporul făcea cam ce îi trăznea capul. Dacă îi mai vedea și pe copiii lui Eli că fac ce fac la templu, cu siguranță că fiecare mergea acasă cu o impresie subiectivă și spunea, dacă ei fac așa, noi de ce n-am face și mai rău. Și în dulcele acesta somn al rutinei, toate liturghiile și toate slujbele mergeau conform tipicului. Nu era deranjat nimic acolo. Chiar spune cuvântul lui Dumnezeu că pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă, stătea culcat în locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Sfeșnicul era acolo, chivotul era acolo, marele preot era în cancelarea lui, dacă o fi având așa ceva, și toate păreau în regulă. Adică nu puteai să zici, domnule, nu s-a făcut rugăciunea aia, nu s-a făcut jertfa cu tare, nu s-a adus nu știu ce dar de mâncare. Nu, toate erau acolo. Însă era acel dulce somn al rutinei care duce la dezastru. Dacă vreți, templul lui Dumnezeu ajunsese locul în care nu se mai întâmplă nimic. Chiar avea Sadoveanu o operă literară cu titlul acesta, locul în care nu s-a întâmplat nimic. Și într-adevăr, acolo, în afară de un teatru religios, nu se mai întâmpla nimic. Așa cum se întâmplă și în bisericile creștine astăzi. Locurile în care nu se întâmplă nimic. A, bun, un pic de circ, un pic de teatru, niște mai muțăreli pe acolo, niște liturghii mai pioase sau mai avangardiste sau mai, eu știu cum or mai fi ele, dar în esență, fiorul acela sacru și profunzimea aceea sufletească, întâlnirea cu Dumnezeu, momentul în care simți că Dumnezeu coboară în inima ta și îți schimbă viața, nu prea mai există. Avem slujbe, avem preoți, avem tot ce trebuie în materie de liturgică. Și cu toate acestea, cuvântul Domnului este din ce în ce mai rar sau a dispărut de tot și l-am înlocuit cu tot felul de ziceri umane, de interpretări și de răstălmăciri și parcă suntem și noi pe acolo. Avem și noi câte ceva de făcut. Însă cuvântul, zice Scriptura, era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Ce se întâmplă în momentul când nu există cuvânt și Dumnezeu nu vorbește poporului său? Fiecare face ce vrea. Nu mai are nicio noimă, nu mai are pilonii pe care să-i urmeze, nu mai are niciun ghidaj, nu mai are niciun reper. Cuvântul era rar, vedeniile nu erau dese. Fiii lui Eli făceau ce voiau. A venit ăsta, uite, vezi că a dus jertfa, nu contează, hai că o luăm. Și omul poate că zicea, dar stai că îți dau, nu, acum am doi, altfel iau cu forța. Și ca să înlocuiască această lipsă de sens, de formă, de spiritualitate, de esență, au început să se afle în treabă. Petre Țuțea a vrut să scrie o lucrare de licență, o lucrare de doctorat, cu titlul Aflarea în treabă ca metodă de lucru la români. La noi poți să vezi foarte clar acest mijloc de lucru. Dacă nu ai ce face, îți faci de lucru ca să justifici activitatea. Nu faci ceva relevant, te îngropi în hârtii și tot sistemul politic și birocratic din România lucrează după metoda aceasta. Aflarea întreabă, ca metodă de lucru. Bisericile, normal, se află la fel. În momentul în care nu ai relevanță, n-ai putere, nu faci nimic important, te afli întreabă, ce facem? Facem planuri, facem rapoarte, facem statistici, facem tot felul de programe care să înlocuiască
acest adevăr dureros că de fapt Dumnezeu nu prea mai este cu noi, cuvântul este rar, vedeniile nu mai există și puterea Duhului Sfânt ne-a părăsit de mult. Și mergem pe sistem corporatist, mergem pe sistem de firmă, mergem pe sistem de biserică, business și în toate felurile. Apropo, dacă vreți să vă faceți un business rentabil, faceți-vă biserică. Este cea mai tare chestie. Și în America ei ne-au dat primele modele. Poți să faci ce vrei și nu trebuie să dai socoteală prea mare financiară, pentru că așa e situația. Dar încheind paranteza aceasta, aș vrea să revenim la ideea aceasta prin care noi înlocuim cu activități doar să ne justificăm faptul că existăm pentru un scop, ca să înlocuim această prezență a Duhului Sfânt și să înlocuim prezența lui Dumnezeu. Și ne îngropăm în activități. În activități. Ai făcut slujba, am făcut-o. Am făcut vizite, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia. Și mai bifez acolo orice în raportul ăla. Am făcut. Și nu poți zici că n-a făcut. Omul a făcut. Dar când te uiți la eficiență, când te uiți la ceea ce ar trebui să fie acolo, de fapt nu există. Candela nu se stinsese încă, nici nu mai avea mult. Și Samuel stătea culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Bineînțeles, era seară, avea și el nevoie de odihnă, dar îmi place foarte mult ideea aceasta că Samuel era aproape de chivot. Chivotul avea șechină, unde se manifesta prezența lui Dumnezeu. La chivot intra marele preot o singură dată pe an și atunci făcea ispășirea, făcea curățirea păcatelor pe care le săvârșise poporul. Și el stătea aproape de chivot, nu intrase acolo, bineînțeles că erau reguli foarte stricte, n-aveai voie să intri, era păzit, nu puteai să intri la chivot. Dar era în apropierea lui Dumnezeu, dorea să-L audă pe Dumnezeu, simțea că lucrurile nu merg cum trebuie. Și apropo, să știți că tinerii au un simț foarte ascuțit în ceea ce privește detestarea irelevanței și a lucrurilor fără rost. Și de asta noi încercăm să le închidem gura cât mai repede, pentru că ei sunt sinceri, n-au nimic de pierdut, au spirit de aventură, vor să facă schimbări și asumă riscuri. Și dacă vreți să faceți schimbări, să faceți-le cu tinerii. Pentru că doar ei sunt dispuși să schimbe ceva. Ceilalți care s-au obișnuit cu status quo-ul, cu reguli, cu cutume, nu, lăsați-i în pace. Și încă un lucru, cei care au creat un sistem nu pot să reformeze. N-au cum. N-au cum. Trebuie să-i lase pe alții să facă lucrul acesta. E șocant modul în care lucrează Dumnezeu. Am auzit de multe ori și auzim, când te duci să te angajezi undeva, n-ai experiență. Păi de unde să am, frate, experiență? Că n-am avut cadru în care să mă desfășor, să îmi fac experiență. Trebuie să încep de undeva. Experiență, experiență. Și în zona asta spirituală, atât de mult se cere experiența până când te saturi. Dom'le, e tânăr, n-are experiență. Aș vrea să vă întreb, ce experiență avea Ieremia în momentul în care l-a chemat Dumnezeu să fie profet? Chiar el spune, Doamne, sunt doar un copil, ce vrei de la mine? Lasă-mă în pace! Zice Dumnezeu, ba, de tine am nevoie. Îi spune lui Samuel, îl cheamă pe nume și spune, Samuele, vino că m-am săturat de ăștia cu experiență. Obosiți, cocliți, cu tot felul de scenarii în cap, n-au curaj, n-au motivație, n-au nimic. Și Dumnezeu, m-am săturat de ăștia cu experiență. Vreau să vină cineva cu inimă curată, care vrea să facă lucrarea mea, care vrea să mă urmeze pe mine, care vrea să facă ceva, să schimbe ceva. Și l-a chemat. Și nu i-a venit să creadă lui Samuel când a auzit, aud eu voce, ce s-a întâmplat, se duce la Eli. De unde? Că de acolo vine lumina, de la ea cu experiență. Și s-a dus la omul cu experiență și ăsta zice, cum să cheme Dumnezeu pe țâcă asta, du-te și te culcă, hai că poate ți s-a părut ție și... În lucrarea lui Dumnezeu, să știți, dragii mei, că nu există unii luminați. Adică niște canale unice prin care lucrează Dumnezeu și
dacă ăștia dispar, Dumnezeu rămâne în pană de idei și nu mai știe cum să-și facă lucrarea. Scoateți-vă din minte prostiile astea, vă rog eu frumos. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a folosit o măgăriță să transmită mesajul lui pentru profetul care nu mai auzea și nu mai vedea nimic. Dumnezeu l-a folosit pe Saul care era demonizat și a zis, uite, acum intră Duhul meu în tine și faci și spui ce spun eu. Dumnezeu a folosit o desfrânată ca să transmită mesajul lui iscoadelor care au venit să iscodească Ierihonul. Dumnezeu folosește unelte, umile, copii, tineri, ca să facă lucrarea lui. Așa că nu mi-i spuneți Dumnezeu ce să facă și când să facă, pe cine să aleagă. Și să nu credem că suntem atât de importanți în lucrarea lui Dumnezeu, că nu mai are Dumnezeu cu cine să o facă. Serios! Vine a doua oară. Părinte, iară, știi, iară mai trezit din somn. Da, poate, uite, du-te. Și dacă te mai cheamă încă o dată, să spui așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Știa formula. Știa. Dar nu mai auzise de mult glasul acesta. N-aș vrea să-l judec pe Eli. Să știți că Eli era un om bun, era un om de treabă. Însă, la un moment dat, există momente în viața ta, în lucrarea ta, când trebuie să predai ștafeta mai departe. Eu când văd ținutul ăsta cu dinții de scaune, după pensie, după, apropo, știți care era vârsta de pensionare la preoți? 50 de ani. În momentul când ajungeai la 50 de ani, erai socotit că nu mai poți să dai randamentul pe care l-ai dat, cu toată experiența, cu toate astea, la 50 de ani, ieșai în linia a doua, ajutai dacă era nevoie, dar vârsta maximă, segmentul de vârstă în care dădeai randamentul maxim era 30-50 de ani. La 30 de ani puteai să fii preot, împărat, până la 50 de ani. După aia, e discutabil, e subiectiv. Și Dumnezeu a știut. Și dacă în momentele acelea, în vremurile acelea, când oamenii erau mult mai puternici și mai vânjoși decât suntem noi acum, în comparație cu ei, folosind o expresie din Cartea Numerilor, parcă suntem niște lăcuste, niște muște, da? Acum vă dați seama că e altfel și totuși vezi că vor să ne împingă cu vârsta de pensionare la 60, la 70. Ce să faci ca stafidă? Te duci acolo în fața copiilor ca profesoară, ca profesor sau ca și chirurg, îți tremură mâna. Ce să faci la vârsta aia? Atunci trebuie să te duci, să te plimbi, să te duci la pescuit, să te duci în vacanțe. S-a dus eficiența aceea și vigoarea și acea pasiune pe care o ai atât de mare pentru viață, atunci intri într-o altă fază, nu o desconsider, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar fiecare activitate a vieții și are timpul ei, cum spune și înțeleptul. Toate și-au vremea lor. Dacă le faci defazat în timp, ești ridicol și ineficient. Și Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. A treia oară. Și spune, vorbește, Doamne, că și robul tău ascultă. Și Dumnezeu începe să-i spună. Dar nu îi le spune așa cu stai să vezi, introducere, mă scuzați, știi, aș vrea să nu te șochezi prea tare, ești doar un copil, știi, auzisem, spuneau unii frați că să nu alegem pe sora aici în comitet sau pe fratele, că e prea tânăr și ce ar putea să audă aici, pe bune? De parcă am fi o societate din asta secretă în care avem lucruri de ascuns și oricum le auzeau acasă, că îți duceau părinții și povesteau cu firea în păr și criticau și biserica și tot. Dar când e vorba să jucăm politic, nu, e tânăr, n-are experiență, nu să n-audă. Nu, Dumnezeu îi spune direct. Și fii atent că am de gând să-i nimicesc pe ăștia. Am de gând să-i omor. E cât se poate de tranșant și zice așa în capitolul 3, versetul 10. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește că robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. Îi spune copilului. Voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi.
Și de unde începe? De sus. Noi când vrem să facem curățenie, așa zis curățenie, că am inventat și termenul ăsta de parcă oamenii ar fi niște gunoaie, ar fi așa niște nemernici din ăștia de care e bine să scăpăm și după aia 10 ani ne străduim să botezăm cât am exclus. Da. Când vrem să aplicăm noi disciplina și să facem ca biserica să arate cum ne place nouă, spunând că așa îi place lui Dumnezeu, începem cu cei care n-au spate, cu cei care nu pot să se apere, cu cei care nu au relații, cu cei care nu pot să emită pretenții. Și cu ei suntem atât de credincioși și atât de scrupuloși până la firul de păr. Când e vorba de ceilalți, stăm liniștiți, ne vedem de treabă, n-avem niciun stres, că Domnul e bun. Însă Dumnezeu începe invers. Deci am să încep cu casa lui Eli. Și spune versetul 13, i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii pe care, de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Eli le-a spus, mai băieți, nu e bine ceea ce faceți, chiar spune cuvântul. Însă nu i-a oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legile casei lui Eli nu va fi, fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Să știți că mă tulbură versetul ăsta 14. Și ar trebui să ne pună pe gânduri. Când Dumnezeu ia decizia prin voința lui absolută să te lepede, poți să faci ce vrei. Nu mai ai nicio șansă. Noi ne jucăm cu Dumnezeu și încercăm să argumentăm, să facem tot felul de artificii și explicații și chestii zaharisite. Dragii mei, când Dumnezeu te-a lepădat, ești lepădat. Când ai mers în obrăznicia ta împotriva lui Dumnezeu, când ți-a spus clar să nu faci un lucru și te duci împotriva voinței lui Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să te lepede, te-a lepădat. Și culmea, că nu e vorba de ăia de pe șanțuri sau despre femeile de pe marginea drumului sau despre cei pe care îi desconsiderăm spunându-le că sunt cei mai mari păcătoși. Nu, e vorba de cei mai mari religioși. Cei mai mari religioși, cei mai credincioși, toată ziua lângă templu, toată ziua lângă chivot, toată ziua aprinzând candelele lui Dumnezeu, predicând cuvântul lui Dumnezeu, aducând jertfe. Unor astfel de oameni le spune Dumnezeu că îi leapădă pentru totdeauna și că fără de legea lor nu mai poate fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Te-ai gândit vreodată la aspectul acesta? Că Dumnezeu s-ar putea, din cauza răzvrătirii tale, să te lepede pentru totdeauna? Știu că sună așa ciudat și nu vreau să înțelegeți că eu mă pun într-o postură de superioritate și că vreau să mă ridic deasupra voastră și să vă jude. Nu, absolut deloc. Eu doar pun în fața dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Atâta tot. E cuvântul lui. Doar întrebați-vă, eu mă întreb. Nu cumva nelegiuirea și răzvrătirea mea atrage mânia lui Dumnezeu și să spună până aici, de aici poți să faci ce vrei că nu mă mai interesează. Și poți să aduci jertfe, poți să te rogi, poți să faci ce vrei. Gândiți-vă. Asistăm aici, dragii mei, la un amorg al zeilor. Marii oameni ai lui Dumnezeu. Marii preoți pe care Dumnezeu îi leapădă. Am făcut din oameni zei, am făcut din oameni niște idoli. Și oamenii aceștia au început să creadă și noi începem să credem că fără noi nu se poate, că fără noi lucrarea lui Dumnezeu nu merge, că fără noi, fără noi. Are Wagner în tetralogia sa intitulată Inelul Nibelungilor
una dintre opere. Sunt patru opere acolo. Una este intitulată Amurgul Zeilor. Bineînțeles, folosește figuri legendare și mituri scandinave și germane. Dar mi-a plăcut sintagma asta, Amurgul Zeilor. Și aici avem parte de un amurg al zeilor, în care poți să vezi că Dumnezeu, în momentul în care treci dincolo de limita răbdării sale, poate să decidă să nu te mai ierte, indiferent ce vei face de aici încolo. Chiar spune versetul 14, de aceea jur casei lui Eli, că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi spășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. E cutremurător adevărul ăsta pe care îl a spus Dumnezeu unui copil fără experiență. Dar cred că era singurul care putea să mai recepteze un asemenea adevăr, fără să meargă la explicații, la note de subsol, la justificări. Era singurul care mai avea ochii deschiși și urechile receptive la mesajul lui Dumnezeu. Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. De ce s-a temut? Pentru că aș vrea să înțelegem echilibrat tabloul, să nu credeți că Eli era un dușman al lui Samuel, nu, îl iubea foarte mult și cred că îl iubea și pentru faptul că vedea în el ceea ce nu vedea în fiii săi. Vedea că este cu aplecare spre Dumnezeu și dacă a primit o creștere, să știți că a primit-o de aici, de la Eli, care îl iubea foarte mult, era un om bun, era un om de treabă. Și asta mărește și mai mult drama situației casei lui Eli, pentru că el era într-adevăr un om al lui Dumnezeu, un om care își făcea slujba cum putea el mai bine. Însă observați că Dumnezeu nu vrea doar să te afli în treabă în lucrarea lui. Să fii și tu pe acolo. Am fost și eu. Ce? Pastor, prezbiter, eu știu, ce ai fost, episcop, preot, patriarh, nu mai contează. De la tine Dumnezeu cere altceva. Viziune. Să știi să păstorești. Nu doar să fii acolo. Să faci slujbe. Să justifici tu activitatea. Să te afli și tu în treabă, în lucrarea lui Dumnezeu. Nu! Lui Samuel a fost teamă pentru că îl iubea pe Eli. Și simțea că ține la el. Și a zis, vai, cum să-i rostesc eu un asemenea mesaj din partea lui Dumnezeu? Este dureros să faci reformă sau să spui cuvinte dureroase celor pe care îi iubești. Pentru cei cu care nu avem legături prea multe sau nu îi prea suportăm, e foarte simplu, i-ai aruncat așa două, trei vorbe și i-ai spus tot ce ai pe suflet, mai pui și un pic de dramă acolo, un pic de venin, l-ai înțepat, l-ai rezolvat. Dar observați, și lui Moise, când au căzut atunci la Sinai și s-au dus în apostazie cu vițelul, fiecare să ia sabia și să bage în ruda apropiată să străpungă. Nu să meargă la dușman, la vecinul pe care nu suportă, nu. La ai tăi te duci și pe aia îi termini. E dureros, e dramatic. Începe reforma din casa ta. Și pentru Samuel a fost o misiune foarte grea. Să meargă și să-i spună lui Eli că a apostaziat casa lui, că nu mai are nicio relevanță pentru lucrarea lui Dumnezeu și că urmează să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, fiule, el a răspuns, iată-mă. Și el i-a zis, cine este, care este cuvântul pe care l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic, Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ceea ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și el i-a zis, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Dramatic.
să constați că toată lucrarea ta de o viață este egală cu zero. Să tragi linie și să-ți dai seama că după ce ai stat în lucrarea lui Dumnezeu și ai făcut anumite lucruri, poate te-ai aflat în treabă de multe ori, lucrarea ta nu trece proba focului. Chiar spunea Pavel că există unii mântuiți ca prin foc, care au fost de treabă, ok, buni, dar lucrarea lor e paie. Nu reprezintă nimic. Și ce în ziua aceea, în ziua judecății, va vedea rodul muncii lui. Și dacă a clădit pietre scumpe, aur sau ce a mai clădit, va primi o răsplată. Dacă nu, zice, va fi mântuit, dar ca prin foc, fără răsplată, și va pierde răsplata. Scrie în epistolele sale. Și aș vrea să înțelegem cât de important este să lucrezi cu rost în lucrarea lui Dumnezeu. Noi avem impresia că dacă facem ceva și noi pe acolo, suntem pe acolo în lucrarea lui Dumnezeu, da, treacă, meargă la Domnul, e bine, Domnul e bun, Domnul... Nu, s-ar putea să-ți pierzi răsplata. Chiar s-ar putea să-ți pierzi răsplata și să fii mântuit doar ca prin foc. Și în toată această căutare a noastră, să ne dăm seama că de fapt n-am făcut nimic și că toată alergarea și lucrarea noastră nu are nicio răsplată. Este cumplit, dar cu toate acestea este cât se poate de adevărat. În epistola sa către Corinteni găsim aceste gânduri ale lui Pavel pe care aș vrea să vi le enunț, da? Chiar spune Pavel că sfinții vor judeca lumea și pe îngeri și că va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi nu suntem în stare să judecăm lucrurile lumii acesteia și să fim eficienți, cum vom putea să avem parte de lucrarea lui Dumnezeu și de răsplata Lui? Dacă tu clădești lemn, fân, trestie în lucrarea lui Dumnezeu, te poți aștepta ca la un moment dat toată lucrarea ta să fie arsă și să te alegi cu răsplată zero. Să știți că Dumnezeu nu este comunist. Zic, lasă, în vremea comunistă, cum e? Tot să aibă același salar, aceeași remunerație, egalizăm masele. Nu egalizăm masele. În lucrarea lui Dumnezeu se merge pe merit. Cât ai lucrat, atâta ți se dă. Și se merge pe eficiență. Pilda talanților. Sunt și pilde care vorbesc despre mântuirea prin har. Acolo, oricât de mult ai fi făcut, nu contează, dar ești mântuit pentru că stăpânul este bun. Și cealaltă categorie de pilde care ne vorbește despre răsplata lui Dumnezeu oferită în funcție de performanță, de sacrificiu, de cât ai lucrat. Și aici Dumnezeu face diferențe. 5 talanți, foarte bine. Ai mai câștigat încă 5. Ai o răsplată. Pilda polilor, la fel, primești mai multe cetăți în administrare, ești un administrator bun, nu primește la fel niciunul dintre ei. Samuel i-a istorisit tot fără să-i ascundă nimic și el i-a zis, Domnul este acesta să facă ce va crede. Cu alte cuvinte, o resemnare cu privire la ceea ce urma să se întâmple în viața lui. Nu mai contează. Oricât ar fi de bine sau de rău, oricât ar fi Dumnezeu de aspru în decizia aceasta, eu respect decizia lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să înțelegem că, până la urmă, Dumnezeu se uită la viața noastră și la eficiența în lucrarea Lui. Dacă noi încercăm să umplem cu
cu anumite lucruri slujirea noastră și lucrarea lui Dumnezeu doar ca să fie așa la normă. Să știți că Dumnezeu nu este orb. Dacă mai suntem și răzvrătiți și obraznici pe deasupra și încercăm să părem ceea ce nu suntem, atunci Dumnezeu este indignat și s-ar putea să spună, așa cum a spus casei lui Eli, te leapăd și nu mai am nevoie de tine. Și nimic și nimeni nu mai poate să repare această cădere a ta. Nici o jertfă de mâncare, nici un dar de mulțumire, nici o slujire, totul este în van. A venit vremea ca Dumnezeu să facă o schimbare în poporul său și să-l aducă pe Samuel, care vede, care aude, care este receptiv la mesajul său. Însă, n-aș vrea să înțelegeți că din momentul acela Israel s-a schimbat. Nu s-a schimbat. S-a schimbat, sau cel puțin a apărut un om care vedea și auzea ceea ce îi spune și ce îi arată Dumnezeu. Și transmite mai departe ceea ce îi spune Dumnezeu. Dar poporul era pe șleauri, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Ca dovadă, nu vreau să vorbesc de la mine, pentru că nu se cade lucrul acesta. Aș vrea să vedeți ce spune mai departe în 1 Samuel. Au venit filistenii, au luat chivotul. Și bineînțeles, știți poveștile alea când s-a dus după chivot, au luat chivotul filistenii și Dumnezeu i-a lovit cu mari urgii și au avut parte de tot felul de boli și de blesteme din partea lui. Până când au zis, bă, facem ce facem și ducem chivotul ăsta în țara lui Israel, acolo unde o fi. Și copiii lui Dumnezeu au zis, nu la noi, nu dincolo, și Abinadab a zis, lasă că iau eu chivotul în casa mea. Și versetul 2 din capitolul 7, 1 Samuel, fiți atenți, spune că trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci casa lui Israel a plâns după Domnul. Deci chivotul a fost luat de filisteeni. A stat câteva luni pe acolo în țara filistenilor. Dumnezeu i-a lovit cu toate urgiile posibile. Și a zis, să scăpăm de chivotul ăsta, l-au dus în casa lui Abinadab. Și a stat acolo 20 de ani. 20 de ani! Și după 20 de ani s-au trezit și ăștia că-s fără Dumnezeu. Și zice, wow! Doamne, iartă-ne, Doamne! Că erau tot așa strânși de anumite situații, de anumite probleme care veneau peste ei. Și după 20 de ani, Samuel era acolo. Dar poporul n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Și după 20 de ani au început să plângă după Domnul. Aș vrea să te întreb și să te întrebi, cât timp a trecut de când nu l-ai mai auzit pe Dumnezeu în viața ta? Sau cât timp a trecut de când ai stat departe de Dumnezeu, de rugile de seară și de dimineață, de momentele prețioase cu familia în care citești cuvântul lui Dumnezeu, de momentele în care stai să-ți ții copiii în brațe și să le vorbești despre bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, de momentele în care pur și simplu stai în meditație cu Dumnezeu. Cât timp a trecut? 10? 15? 20, 30, 40, 50 de ani. Este un mesaj pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l transmite indirect. Ei au stat 20 de ani fără chivot. Și după 20 de ani, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Nu erau lacrimile de crocodil, sau cel puțin atunci. Pentru că noi, ca oameni, suntem foarte schimbători. Și inima noastră este foarte alunecoasă. Dar după 20 de ani au plâns după Domnul. Și Dumnezeu s-a îndurat de ei. Casa lui Eli însă
a fost distrusă. N-a mai fost nicio șansă. Am stat așa și m-am uitat în scriptură mai multe secvențe care sunt relatate și am constatat că sunt situații în care Dumnezeu îi lasă pe oameni în prostia lor, în apostazia lor, în împietrirea lor zeci, poate chiar sute de ani. Vorbim de generația judecătorilor, când oscilau așa ca frunza pe apă, după aceea au venit împărații, erau perioade, dacă împăratul era bun, erau și ei, dacă împăratul era apostaziat, apostaziau și ei. Dar am constatat că sunt situații în care Dumnezeu nu poate să facă nicio schimbare până când nu crapă o generație sau două sau mai multe. Ați observat lucrul ăsta? Până când nu au murit cei răzvrătiți din generația care au ieșit din Egipt, Dumnezeu n-a putut să-i ducă în Canaan. Erau atât de împiedicați, nu vrem. Nu, dacă nu vreți, nu vreți, foarte bine. Și sunt biserici în care este aceea situație, unele mor de tot. Pentru că sunt îmbătrâniți, sunt la țară și vorba unui frate, m-am dus într-o comunitate de țară, cum sunteți față? Cum? Frate, vrei să spun? Puțin și răi. Nu spun că este general. Dar sunt situații și situații în care pur și simplu vezi, se duce, moare biserica, din cauze naturale sau din cauza aceasta. Împietrire, răutate, conflicte, tinerii pleacă, nu mai vor să audă de nimic și în cele din urmă totul moare, se duce, nu mai există. Și e nevoie ca o generație, două sau mai multe, să moară. După 40 de ani au intrat în Canaan. După mai mulți ani, după ce a murit Eli și familia lui, s-a putut face redeșteptarea. De ce? Pentru că unii sunt precum nucii în lucrarea lui Dumnezeu. Și până când Dumnezeu nu îi dezrădăcinează sau nu îi usucă, nu se pot face schimbări. E nevoie să se nască alte generații, cu alte mentalități, cu alte optici, cu alte planuri, cu altă viziune, cu altă inimă, care zică, da, într-adevăr, hai să nu mai mergem pe aceleași leauri, hai să schimbăm ceva, hai să facem ceva. Și într-adevăr, atunci lucrurile se schimbă. Dar până atunci, că sunt unii care supraviețuiesc, că mai există câte un Samuel, câte un Ilie, câte un Elisei, care să spună oamenilor ce trebuie să facă și să aibă orientare, să fie un Iosua, să fie un Caleb, să fie niște oameni care mențin flacăra adevărului și care ajută pe oameni să fie orientați, da, există. Însă nu poți vorbi de epoce ale schimbării sau de perioade în care lucrurile se desfășoară într-un anumit mod. Pentru că cu astfel de mentalități și cu astfel de raportări la Dumnezeu și la cuvântul Său, n-ai cum să faci nimic. Știu că e foarte incomod ceea ce spun, însă Scriptura confirmă lucrul acesta. După 20 de ani au plâns după Domnul. Samuel a zis întregii casei lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Aha. Deci era o problemă. Așa suntem noi. Venim la Dumnezeu doar atunci când ajungem în probleme sau doar atunci când am cheltuit tot capitalul emoțional, spiritual, de energie, de putere pe care l-a dat Dumnezeu și vlăguiți, venim în poala lui Dumnezeu și zicem, Doamne, ai milă de mine. Și în bunătatea lui, Dumnezeu se îndură de noi. Și întrebarea este, de ce să-i dăm lui Dumnezeu doar o viață ofilită? De ce să-i dăm lui Dumnezeu doar sfârșitul vieții noastre? De ce să ne apropiem de Dumnezeu doar în momentele în care nu mai putem?
Și de ce nu slujim din iubire pe Dumnezeu, din convingere? Gândiți-vă la viața voastră și la ceea ce implică ea, la slujirea voastră. Îmi place foarte mult ce spune despre Samuel cuvântul. Au venit, s-au pocăit, Dumnezeu i-a îndepărtat pe filisteni, a plouat peste ei grindină și piatră, Dumnezeu i-a ajutat să aibă o mare izbăvire, filistenii n-au mai venit o bună perioadă peste ei și rămâne din nou omul lui Dumnezeu singur și le spune: Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui și el se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Dar fiii lui, spune versetul 3, n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, la omită și călcau dreptatea. Am tot stat să mă întreb, de ce oamenii mari ai lui Dumnezeu și-au pierdut copiii? Da, dacă vorbim de Samuel, un om al lui Dumnezeu, e o întrebare la care să vă gândiți. Cu toate acestea, nu-i putem imputa lui Samuel faptul că ei au ales căi greșite. Samuel a rămas lângă Dumnezeu, l-a slujit pe Dumnezeu, i-a fost credincios, a rămas tare ca o stâncă în vremuri de apostazie și de irelevanță spirituală. Și dacă mă gândesc așa la pasajul acesta pe care l-am adus în fața voastră, este trist, dar în același timp și aducător de speranță. Este trist pentru că poporul nu l-a ales pe Dumnezeu și Dumnezeu a trebuit să facă o judecată aspră, dar este plin de speranță prin faptul că dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, oricât de mare ar fi pâcla și oricât de mare ar fi întunericul și oricât de mare ar fi apostazia din jurul tău, poți să faci lucrul acesta, poți să stai lângă Dumnezeu, poți să fii credincios, poți să slujești, poți să fii un om onest, poți să fii un om integru și asta este vestea bună. Nu ai nevoie de atâția susținători și n-ai nevoie decât de Dumnezeu în alergarea ta. Și asta este vestea bună pe care ți-o las în această seară. Chiar dacă este apostazie în jurul tău și multă irelevanță, rămâi lângă Dumnezeu și Dumnezeu te va ghida și te va ajuta să faci ceea ce trebuie. E de ajuns să spui: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă.